prima dată? Nu, cred că a 20-a oară. Da, este o tradiție, să spun așa, pentru mine, de a veni aici la Ziua Sfintei și ca un omagiu pe care îl aducem la orice sărbătorit, nu? Sfânta nu este orice sărbătorit, dar încercăm să facem un gest de mulțumire vis-a-vis de tot ceea ce ne-a dăruit Sfânta până acum. De câte ori am cerut ajutorul? Ai simțit că vă răspuns? Absolut. În general, momente destul de grele în viață și de câte ori am cerut ajutorul, am fost ascultată. Și în familia mea, și pentru alții, și... Care e trăirea acolo la Vaca? Eu vin des, dar la ziua ei cu atât mai mult. Sunt emoții, sunt rugăciuni de mulțumire mai mult. Eu asta fac, mulțumesc mult Sfintei, pentru că consider că mi s-a dat mult în viață și de aceea. La grădiniți erau, an de an venim, an de an. Și ce vă împinge să faceți lucrul ăsta? Că e un efort și e o jertfă, nu ușor. Pentru că ne este bine. Este bine și trebuie să mulțumim și pentru bine, numai pentru încercări. Sunt și încercări, dar pentru faptul că le trecem cu bine și am simțit ajutorul ei tot timpul, când ne-a fost și greu, mulțumim și pentru bine și pentru momentele bune, numai pentru momentele când îți cu greutate. Și când îți este bine, trebuie să mulțumești în primul rând și după aceea cerem. Întâi mulțumim și după aceea cerem. Și merită toată jertfa așa de stat la rând? Sigur, sigur că da. Încă acum stă mai puțin, am trecut am stat 24 de ore. Da, acum stă mai puțin decât îi se pare. Da. Ce le spune unui om care nu a fost niciodată în pelerinaj și nu a stat la rând? Să vină, că este o altă trăire, este altceva. Este altceva și mai ales când ești acolo aproape de Iraclă, parcă nu ești tu, ești cu tot o altă persoană. Îmi zici că vă schimbă experiența. Da, da, te schimbă, e o trăire aparte. Nu, doar cine trece și cine trece pe la Sfânt și cine poate o mai trecut prin greutăți și o simțit că a fost ajutat de Sfânt, știi ce înseamnă. Trebuie să trăiești. Ne-a salvat copilul. Ne puteți povesti mai în detaliu? Dacă nu-i prea... mult. Mulțumire. Mulțumire. Știe Sfânta ce e mai bine pentru toată lumea. Ce le-ați spune celor care nu au fost niciodată într-un pelerinaj? Să încerce, pentru că așa dacă te uiți la televizor spui, vai cât e de greu, n-am să reușesc niciodată, dar în momentul când te-ai așezat la coadă, ești ajutat. Deci vin îngerii, trimite Dumnezeu ajutor și nu simți nimic. Deci vii pur și simplu cu inima deschisă, fără constrângeri, vai, mi-e foame, vai, mă mețește, vai, nu știu ce am. Mergi cu gândul ăsta că trebuie să ajungi acolo și ești ajutat, ești foarte mult ajutat. Eu am stat și 7-8 ore și am rezistat. Și nu-s cea mai vrednică, credeți-mă. Și a simțit că a meritat efortul. A meritat, da. A meritat, sigur că da. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc. Doamne ajută tuturor.